Găsit! Perioada 17-22 iulie este minunată și chiar poate să aibă impact asupra destinului nostru, mai ales cel amoros, pentru că e un aspect favorabil pe care Venus, în înflăcăratul leu, îl formează cu destinul. Un gest capital. O expresie îndrăzneață, surprinzătoare, a dragostei noastre, pe care o putem face către persoana iubită sau... Pentru ceea ce iubim, pentru unii poate să fie o pasiune sau munca lor. Ideea este că Vom căpăta atât de multă îndrăzneală încât facem ceva surprinzător, care poate schimba cursul unei relații sau al unei activități pe care o facem cu foarte multă pasiune. Este o schimbare pozitivă, o deschidere pe care o aduce această, acest gest, această atitudine, acest discurs pe care îl ține din foarte multă dragoste, din foarte multă pasiune. În general, venus în leu ne dă curaj, inițiativă, și uh, faptul că acum impactează foarte frumos destinul, este clar că uh, căpătăm aripi să facem lucruri extraordinare. Și pentru că sunt, eu, este un aspect favorabil, nu vom promite mai mult decât facem. Aș zice că ne mobilizăm să urcăm munții, să traversăm oceane pentru persoana iubită sau pentru activitatea pe care o vrem. Este foarte creativ, deci cu adevărat ne va surprinde și pe noi inițiativa pe care o avem, imboldurile pe care le vom simți, dar îi va ului și pe cei din jur. Important este însă că ne ținem de treabă. Nu este doar așa o exaltare de moment sau pentru a suci mințile cuiva. Este un imbold care este izvorât chiar de sufletul nostru, nu va trece, ne vom ține de el și îl vom pune în practic, oricât de trăznit sau de nebunesc, poate fi și care vine și brusc, așa, fără avertisment. Acest aspect favorabil poate să dea curaj unora să devină părinți, să își asume aceste responsabilități cu mai multă seninătate, să aibă mai mare încredere în ei că vor face față la orice fel de provocare care vine cumva într-un domeniu pentru care avem dragoste, avem pasiune sau pentru o persoană pentru care avem dragoste și pasiune. De asemenea, ne ajută să ne conectăm cu propriul nostru suflet și de aceea destinul se poate schimba, pentru că sufletul ne dă niște niște inspirații pozitive, coerente și ne spune despre noi niște adevăruri, ne dă de asemenea o putere care ne ajută să facem față oricăror provocări, să ne simțim în stare sau că merităm sau că de ce nu. Adică nu simțim că ne trădăm pe noi doar din elan și entuziasm, facem lucruri care nu ni se potrivesc. Este o aliniere, este o coerență acolo, între minte și suflet, între imbol și puterea interioară. Berbecii pot avea acest curaj mai ales de dragoste, sau de ceea ce iubesc, indiferent că este o persoană sau o activitate. Și se pot simți uh, inspirație uh, să facă ceva ce le schimbă într-adevăr destinul, în sensul că le deschide o nouă oportunitate. O pot simți uh, destul de repede în. Uh, în august, de exemplu, după 4 august, o pot simți legat și de muncă, adică trec o pun în practică acest simbol pe care l-au acum, va fi urmat de niște acțiuni concrete și acele acțiuni concrete delimitează sau descriu un, un destin schimbat în bine, modificat în bine. Acest destin poate fi propria lor atitudine cea care schimbă lucrurile. Adică acest timp bold îi ajută să își vadă propriile calități, energia, entuziasmul și puterea de a face lucruri, să și le vadă într-o notă mai apreciativă, să înțeleagă că asta e natura lor, că trebuie să-și asume destinul conform caracterului și temperamentului lor și să nu se mai critique, să nu-i mai blăgă. Ameze pe ceilalți că nu înțeleg și să-și urmeze cursul și drumul așa cum este el. Asta este o schimbare de atitudine mare. Pentru taure, acest aspect favorabil pe care Venus îl formează cu destinul este legat de acasă. Acasă material sau acasă sufletesc sau amândouă deodată. Își găsesc locul. Unii pot să se împace cu trecutul lor cu părinții, cu familia, cu persoane apropiate cândva, fie că discută și se împacă, fie că reflectează la ce s-a întâmplat, înțeleg și se împacă. Dar asta îi ajută să fie mai calm, mai tehnic să nu mai regrete, să nu mai care niște bolovani emoționali și să-și vadă de drumul lor. Pentru unii înseamnă însă o întoarcere la locurile de baștină, la locurile natale, la persoanele din copilărie, tot o împăcare cu trecutul este, dar din iubire, iertare, înțelegere, îngăduință, că poate veni din inima lor, adică nu vine cineva în întâmpinare, le creează culoare și zic, acceptă și ei. Din inima lor vine această trăire minunată. Pentru gemeni, o schimbare de destin poate avea loc datorită unor idei care vin. Unor informații pe care le capătă la timp. Ele pot fi sugerate chiar și de prieteni sau de anturaj, nu neapărat anturajul apropiat. Din mediul în care ei se informează și culeg date, ciulesc urechile și ajung tot felul de știri la urechile lor. Și asta îi ajută să înțeleagă Că ok, deci se poate sau cineva mai făcut sau nu e chiar așa de nebunesc, deci există soluții, primesc niște răspunsuri care dezleagă niște chei și asta le dă avânt, să meargă pe drumul pe care ei și-l doresc, să facă lucrurile pe care și le doresc, dar pentru că reușesc să capete mai multă claritate prin aceste informații sau modele pe care și le iau din, preaj, din jurul lor. Cert este că această dragoste, care e mai mult intelectuală pentru idei, pot discuta cu multă sinceritate despre problemele lor, cu persoane cu care au avut un clanș și lucrurile se descurcă. Pentru raci. Este un aspect minunat în care, ca, care vizează și banii, dar nu e vorba numai de asta, ci de faptul că simt că au putere să facă lucruri așa cum îi îndeamnă crezurile lor, convingerile lor, credințele lor, dar și puterea lor, adică îndemânările, abilitățile, lucrurile acelea, elementele pe care ei se simt foarte, foarte siguri. Și vor sta vertical în fața șefilor, autorităților, insistă chiar pentru modul în care ei înțeleg să rezolve lucrurile, pentru timpul petrecut pentru a rezolva lucrurile. Grăbesc lucrurile, deși nu este neapărat stilul lor, dar de data aceasta simt că ăsta este momentul. Poate fi un succes, o confirmare a eforturilor de până acum, și un salt, o trambulină pe care ei calcă, datorită acestor confirmări care vin din partea persoanelor influente sau autoritare sau de care depinde o decizie și, le, prin recunoașterea meritelor lor, pot fi promovați. Pentru lei, aspectul vizează mai curând o confirmare, o aliniere cu lucruri pe care îi voiau să le facă, dar și cu credințe pe care le aveau. Adică valorile lor sunt cele care sunt transpuse în munca și activitatea lor. Și au și își apără valorile cu pasiune, pledează pentru ele, încearcă să convingă, să explice oamenii. Poate sunt și puși într-o astfel de situație de a face propagandă sau de a explica sau de a învăța pe alții lucruri. Și o fac cu foarte multă pasiune, pot avea un rol de foarte pedagogic acum pentru cei din jur. Le place acest rol. Sunt niște profesori neconvenționali, foarte apropiați și foarte creativi. Pentru alții este o. o pasiune pentru călătorii care pot duce în locuri cu experiențe inedite care le schimbă cumva anumită viziune despre lucruri și pot întâlni oameni de o altă religie, o altă credință, o altă cultură care le îmbogățește cunoașterea. Pentru fecioare, iubirea aceasta de destin are legătură mai mult cu anumite evenimente din jurul lor sau cu iubirea altora la care asistă și pe care o sprijină. Li se fac confesiuni, cineva le cere sfatul, se pune în locul celor la alții sunt empatici, sunt vindecători sufletești și pot aduce multă alinare, mult bine, simt nevoia să protejeze sau să salveze, și asta le revelează un talent pe care îl au. Oamenii identifică pentru asta. Sunt oameni care aduc pace în jurul lor și de aceea fecioarele se pot fi foarte apreciate. Deci nu sunt atât acțiuni pe care ele le generează, ci acțiuni generate de alții la care asistă și pe care le înmoaie, le îmbunătățesc, le consolează sau le vindecă. Pot primi de asemenea lucruri, daruri sau aprecieri fără să le ceară și fără să se aștepte la ele fie un fel de rod bun pe care îl culeg de pe urma eforturilor făcute cândva. Pentru balanțe, această pasiune care poate schimba destinul are legătură cu iubirea celor din jur. E bine să fie un pic mai atent la pasiunile, iubirile partenerului de viață sau ale persoanelor apropiate pentru că acestea dau flacără în inimă și îndeamnă acele persoane să facă anumite acțiuni. Așa și explică de ce copiii sau sau partenerul sau prietena cea mai bună sau prietenul cel mai apropiat simte nevoia să facă lucruri sau chiar să invite într-o acțiune care li se pare un pic uh, prea îndrăzneață. Uh, sunt foarte empatice balanțele, de aceea pot concilia foarte bine. Deci, mai curând în jurul lor se întâmplă și cu persoanele foarte apropiate, foarte drage, se întâmplă lucruri și își dau seama de ce simt, de ce trăiesc, de ce au emoțiile respective, ce le-a generat iubirea și pasiunea respectivă. Pot ajuta la schimbarea în bine a destinului cuiva prin sfaturile și susținerea pe care o oferă. Și acest tip de contribuție le dă sentimentul că sunt de folos, că intervin la timp că lucrurile se pun în ordine și se reglează, mai ales dacă e vorba de persoane foarte, foarte apropiate. Pentru scorpioni, acest destin are legătură cu munca, dar și cu dragostea și pasiunea. Deci dacă au uh, dragoste în inima lor, credință, că drumul este bun, că fac lucruri cu convingere, că își asumă cu putere și verticalitate, demnitate și onoare anumite crezuri, lucrează într-un stil moral, au, au anumite noblețe în operațiunile pe care le fac, Susține anumite valori, au un cavalerie sau un cod de onoare pe care îl urmează și de care nu abdică. Cumva lucrul acesta este recompensat. Este calea cea dreaptă și calea cea bună. Și linia aceasta e bine să o urmeze, mai ales în relație cu autoritățile sau cu persoanele importante și influente. Va fi apreciat faptul că nu fac compromisuri. Nici nu-i dușmănesc pe alții care fac sau nu se răzbună, dar. Cumva vorbesc despre înalte valori pe care le și pun în practică. Și da asta poate să schimbe în muncă relațiile cu oamenii care îi apreciază. Pentru săgetători e vorba de dragoste și de pasiune pentru ce iubesc ei cel mai mult, și pot fi aventurile și călătoriile, experiențele inedite. E un aspect care avantajează pe cei care au timp liber sau pe cei care acum au timp liber pentru hobby-urile și pasiunile lor. Pentru că sunt foarte îndrăsneți și, urme, și urmează imboldul inimii. Unii pot face călătorii uh, pe nepusă masă și la mare distanță pentru a-și întâlni dragostea. Alții uh, și comunicările acestea online nu fac decât să înflăcăreze și mai tare pentru că dau frâu imaginație. Alții uh, sunt... Uh, foarte pregătiți să pună în practică un vis, o idee mai veche și cumva e foarte spectaculoasă, aproape incredibilă, dar au oportunitatea, ocazia sau momentul prielnic pentru a iniția ceva în foarte îndrăzneț în acest sens. De asemenea pot convinge alte persoane, de pasiunea lor și asta poate să-i ajute să obțină chiar și un act de care au nevoie. Pentru Capricorni, destinul este legat de familie și el se poate schimba datorită empatiei lor, faptul că înțeleg ce își dorește, de ce își dorește, omul de lângă ei, drag și uh, fac cadouri sau dăruiesc uh, din timpul lor sau fac servicii sau pur și simplu ascultă, sunt mult mai atenți și aceasta este un dar absolut minunat. Uh, au această Dragoste pentru oamenii apropiați și pentru familie, și poate că, în sfârșit, dacă ascultă mai atent ce spun ceilalți, dintr-o dată au le pică un vâl și au sentimentul că ok, deci despre asta era vorba dacă aș fi știut de la început sau dacă aș fi fost atent de la început. Pentru vărsători, această pasiune este legată de proiecte și de idei. Discută cu persoanele din preajma lor sau uh, sunt sunați, apelați și invitați, li se împărtășesc tot felul de lucruri. Și pe de-o parte știu și ei să încurajeze, să dea avânt, să sufle în cărbuni, în ai unor persoane care vor să facă lucruri. Și spun, da, poți, hei, rup, hai, dă-i drumul, acum. Sunt foarte mo bun mobilizatori, dar pot primi de asemenea și ei invitații să se alăture unor proiecte îndrăznețe. Sunt foarte tentat să spună da. O întâlnire, poate chiar bat palma. Sau niște discuții și negocieri pot avea destin. Și pot urma o cale care este pozitivă și avangardistă și progresistă și pentru vărsători, în sensul că îi duce în sus. Pe de o parte, ei sunt isteri și au idei, dar cumva și oamenii din preajma lor se gândesc că ei ar fi oamenii potriviți și le fac propuneri. Pentru pești, iubirea și destinul are legătură cu munca și cu banii. Se poate schimba destinul lor profesional dacă își urmează inima, am mai spus-o, s-au mai format astfel de aspecte și iată și momentul acesta care este foarte valoros. Deci, pot avea niște idei profesionale foarte bune, dar și colaboratori destoinici, dar în general trece cumva mai mult prin mâna lor, această schimbare pozitivă și trebuie să își pună în practică ideile, să nu ezite, indiferent ce zic cei din jur, pentru că au o, o soluție foarte ingenioasă care poate să-i facă autorii unor uh, noi sisteme de rezolvare, noi materiale pe care le folosesc, uh, o ingenuitate mai mare n-a se folosi de ustensilele profesionale. Deci cumva personalizează ceea ce fac, operațiunile pe care le face de altfel toată lumea și pot obține o, o muncă de calitate mai bună, într-un timp mai bun, sau chiar un produs nou. Și asta, da, îi poate distinge și o nouă cale profesională, dar și financiară. Să ne fie bine tuturor.